Cum e cărnița copiii? Se bună. E fragedă? Cum se numește rețeta asta, dragă? Rețeta asta se numește pulled pork. Adică pork tras. E o friptură de porc. De obicei se face din ceafă de porc. Se pune la cuptor pentru mai multe ore până devine extrem de fragedă. O pun de obicei doar cu sare și piper. Și la final adaug o marinadă din ketchup, sos de soia, miere, sare, piper și atât. A, și boia afumată. Și se pune deasupra. O mai lăsăm la cuptor să se rumenească bine, bine, să se facă așa marinada, să se prăjească bine. Și apoi se scoate de la cuptor și cu două furculițe se tot trage așa fibra, să se desfacă toată. Și de la asta vine denumirea de pulled pork. În engleză, la noi, pork tras. Pork spârtecat. Pork tras, pork spârtecat, cum zice Daniel. Am făcut niște chifle, cartofai și astăzi ne facem de cap. Da, neapărat am ținut să filmez pentru că chifla asta e fenomenală, făcută de noi. Ia uite, cu semințe pe ea. Și cu făină integrală. Cu făină integrală? Făină integrală? Da, și făină albă, nu numai cu făină integrală. Deci în amestec. Cam 80% făină albă și 20% făină neagră. Am înțeles. Victor, da. Nu te mai fuții, că tare rău scârțesc albă. Am, bine. Ca să facem niște clarificări. Asta este carne de porc de mangaliță, așa e? Da, da. Castraveți murați de tine. Da. Ceapă din târg. Așa. Dulceață de ardei iute, de pregătită noi. În 2022. O să ne spui așa pe scurt cum se face dulceața de ardei, că sigur o să filmăm noi rețeta asta independent, dar ardei așa. Ardei iuți cu ardei capia, se dau prin mașina de tocat, se pun la fiert împreună, separat se face un sos din zahăr, oțet, și mai multe condimente care nu vin acum în cap. Deci e o rețetă complicată. Trebuie să treci prin toată acum. Da. Bun, urmăriți canalul Roșan la Țară dacă vreți să vedeți rețeta întreagă, va apărea în curând. Probabil pe la vară când o să facem în curând. Nouă... Suntem în iarnă, în curând va apărea. În curând. Trebuie să vă abonați la canalul Roșan la Țară, să activați clopoțelul ca să primiți notificări despre toate videourile interesante pe care le vom posta de acum încolo. Cartofii ăștia îs cumpărați pentru că ai noștri s-au terminat. Dar sunt foarte gustoși. Și ne punem pe treabă, ne punem pe mâncat că se răcește. La toți ne foame. Vreau doar să vă arăt că soția mea e o gospodină extraordinară și știe să facă de la mămăligă până la hamburger, la burger, la tot ce trebuie. O ultimă remarcă, dacă vrei să ne spui unde ai mâncat prima dată pulled pork. Pulled pork am să mâncat... Să se știe că nu ești doar țărancă în Maramureș, ci ești umblată prin am lume. Am și umblat un pic prin lume. Am umblat destul de departe prin zona... Scandinavă. Scandinavă și mai exact în Danemarca, Odense. În zona unde am stat noi așa în vacanță puțin. A fost o... O hală în care veneau mai mulți din... Era ceva sărbătoare sau ceva de genul și era acolo o gheretă din asta cu pulled pork, cu porc din asta și a fost, cred că, cel mai bun sandwich pe care l-am mâncat vreodată și cel mai scump. Da, ne-am luat toți patru, ne-am luat câte unul și mama am mea, și uitat că am mâncat ala la cât o fost de bun. Da, doar că a fost un pic mai diferit de ce am făcut eu, în afară de porc, care e cam același lucru. Dar sandwich-ul era făcut cu îmbrăcat în făină de mălai, deci chifla. Eu am pus semințe, dar ce aveau ei era în făină de mălai, îmbrăcat tot.
Înăuntru avea carnea și mai avea o salată de măr cu, cred că, țelină și ceva de genul, că și acum mi-aduc așa vagă aminte, nu mai știu exact, dar știu că a fost fabulos. Și cred că și ceva salată, dacă nu mă înșel, așa -i? Interesant. Mi se pare că erau cartofi din ei așa cârlion în spate. A, da, da, așa. Separat. Și cârlion din ei. Dar despre burger eu nu mai mi-aminteam nimic. Despre măr, acum când zici tu, chiar mi-am amintit. Da, avea și felii de măr înăuntru și au fost de, de vis. Deci chiar a fost bun. Și știu că o perioadă după ce am venit acasă, tot am mai făcut eu așa din când în când și includeam și măr și țelină în, înăuntru. Dar acum nu am mai făcut, am făcut așa mai rapid cu ceapă și castravete murate. Dar e foarte gustos și foarte bun. Cred că secretul și ingredientul ideal este totuși carne de mangaliță. Dacă mi-a apă. Și multă, multă dragoste și pasiune. Pâinea asta a ieșit extraordinară, dragă. Îmi place că o ieși. Ca să iasă ceva bine. Bine. Trebuie să-ți placă ce faci. Zi. Ca să faci ceva bine? Trebuie să... Adică ca să faci mâncarea bine, trebuie să și îți placă. Da, sigur că da. Trebuie să-ți placă mâncarea ca să o poți găti bine, așa? Sau să-ți placă să o gătești. Da. Vorbe înțelepte de la un copil de 7 ani. Ca să poți să faci mâncare bună, trebuie să-ți placă să o și mănânci. Cam asta ai vrut să zici. Să o faci. Să o faci, da. Ca să îți placă să faci mâncarea, trebuie să-ți placă să faci mâncarea. Bun. Noi ne punem la masă. Sperăm că v-a plăcut acest video. Așteptăm reacțiile voastre în comentarii. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Îi salutăm pe toți membrii care susțin canalul nostru și vă mulțumim, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Atâta mâine. Mâine. Vai, nu mai pot. Trebuie să mă pun să mărnim și eu pe-a mea. Că am gustat de două ori din el și era... Fabulos. Cum era? Fabulos. Cum te cam foiești? Da, în rest, bretonul ăla mai trebuie scurtat și în rest, toate sunt bune, așa-i? Mhm. Uh-huh.